ce este mai rapid într-un drag race? Un Ford Raptor modelul nou, cel mai puternic BMW de serie stock BMW XM, cel mai puternic SUV BMW electric iX M60 sau o mașină chinezească SRS5 de la SUVcars.ro? Da, suntem pe o pistă de avion, da, o să încercăm să nu copiem Carwow prea tare, luați-vă popcornul pentru că mașina cu Luci Popa începe! De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. Noul Raptor are un V6 de 3 litri biturbo cu 292 de cai putere și cântărește 292 de cai. Cum se aude? Ia, dă-i! Nu-i rău pentru ceva de cărat porci. XM-ul e plug-in hybrid, V8, 4.4, biturbo, 653 de cai putere, 2,7 tone. Dă-i! Ia? Dacă a intrat motorul electric, dă-i! Bun. iX-ul M60, două motoare electrice, 619 cai putere, cel mai mare cuplu de aici, 1100 Nm, 2,6 tone. Dă-i! Se aude cum apasă pe pedal. Jumătate din prețul unui iX este SRS5, o treime din prețul lui XM este SRS5 și e chiar un pic mai ieftin decât un Raptor. E și cea mai ușoară de aici, 2,3 tone, 585 de cai putere, două motoare electrice, 940 Nm. Turează-o! Spre deosebire de Carwow, noi nu avem echipă de producție. Mergem să punem jaloanele la 400 de metri și un kilometru singuri cu bike-ul, altă mașină chinezească. Hai, HP, vino cu-a. Vezi? Aici sunt primii 400 de metri. Deci uitați-vă cât de departe înseamnă 400 de metri și totuși cât de aproape arată chestia asta, 402 metri, că ăsta e sfertul de milă, și cât de aproape arată atunci când ai o pistă care e lată de, nu știu cât să zic, 100 de metri? Și acum ăsta este un kilometru. Și cam așa arată un kilometru pe o pistă. Zice că e mult, știi? Adică cât mai e kilometru la taxiu? Cât e? 2 lei? 2,33? 2,40. 2,40. De aici până acolo 2,40 lei. Asta înseamnă în bani un kilometru. Așa de show și de fan am trecut bike-ul ăsta X75 pe care l-aveți pe canal în sport. Vreau să văd de aici până la următorul con, care sunt 600 de metri, că noi suntem la un kilometru, până la 600 de metri, cât prinde un bike din ăsta cu 1.5 turbo. Ia să vedem. 1.8, 2.0, launch control! Ulelii! A intrat TSP-ul! 40, 60, 70, 80, ce liber mă simt să fac chestia asta! 120, 6, 130, ne apropiem de con, 150, bun! 153 în 600 de metri. Nu-i rău, vă dați seama că asta prinde 100 în 10 secunde. Vă dați seama astea care prind 100 mult mai repede cum o să fie. Dar așa, atât prinde o mașină normală pe 600 de metri. Hai acum la drag race. Hai să vedem, eu m-am pus în iX, XM-ul e pregătit, Raptorul e pregătit. Avem SRS5-ul de fapt cu Emanuel Medvedev, vice-campion cu SUV Cars la campionatul național de vehicule electrice, de două ori la rând. Am închis geamurile, ne pregătim să plecăm. 2, 1, start! Nici n-am uitat să zic nimic. Hai, dă-i XM-ul, X-ule, dă-i! Hai că-l bat pe XM! Îl bat pe XM!
trecut, 214, 215, 218, 224 și l-am luat, am ajunge din urmă. Uite-l, uite-l, uite-l cum vine, uite-l cum vine, dă-i! Gata, l-am făcut, l-am făcut, l-am făcut, l-am făcut, este! Ai pierdut? Să-i dau o brichetă, să-i aprind o brichetă aici. Băi, acum înțeleg, bă, de ce face Matt Watson din astea. Îl dai cum să... Uite și seresul. 222. A frânat foarte, foarte corect, de la 222 de kilometri. N-am cum, n-ai cum, bravo. Ah. Deci în ordinea puterii, nu, în ordinea, nici măcar, în ordinea cuplu, cel mai, mașina cu cuplu cel mai era câștigat, și Raptorul. A venit și el. Înțeleg de ce face Caro chestiile astea, pentru că este revigorant. Este revigorant să mergi cu 240 la oră, n-ai nimic în față, nimic în stânga, nimic în dreapta, n-ai trafic. Îl înțeleg, el poate... Bine, el face asta tot timpul, nu mai are nicio emoție. Dar, tati, ce emoție ai când faci așa ceva. Bravo! Seresu s-a descurcat onorabil. N-are launch control Seresu. Asta e problema. Dacă Seresu ar pleca mai bine, n-ar avea nicio problemă să-i năpasă cu asta. N-are launch control. Bravo! Bravo, 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 bravo! Facem din mers, accelerăm la 50. Și când fac 1, 1, 2, 3, la al treilea claxon accelerăm toți. Hai, da, gata, hai. 2, 3. Da, Seresu. XM-ul a rămas în urmă. A rămas, a rămas în urmă. Seresu a plecat bine că e electric. Ok. Seresu e pe 2. Ah, cred că acum alea XM-ul. Cred că acum alea XM-ul. Gata, borra de un kilometru. Am câștigat. Cu Seres pe 2, cred că la egalitate cu XM-ul, trebuie să vedem paginile de pe camere. Ah. Ce revigorant, am putea să închid geamurile. Bravo, și Raptorul în spate. Frânare de la 100 la oră. Hai să venim cu toții. 1, 2, 3. A câștigat Seresul frânarea. Bine, de tot. IX pe 2, XM pe 3 și Raptor pe 4. Mai greu cu frânarea. Haide, nici noi nu suntem obișnuiți. Ăsta a fost testul nostru Steel Car Wow. Start, frână. Bine! Aici se termină episodul nostru cu avioanele pe pista de avioane. Dacă mai facem și data viitoare, dacă va mai fi cazul, aducem mai multe mașini, mai multe camere, mai multe unghiuri, facem să fie mai frumos decât acum. Sper că v-a plăcut acest episod. A fost unul de test, unul care cu siguranță putea ieși mai bine, dacă considerăm că ne-am descurcat onorabil. Și evident, știți deja motivele pentru care nu putem să ridicăm o dronă aici, că nici la Carwow nu se ridică drone. Hai să vedem mașinile care au fost astăzi alături de noi. Avem Bike-ul X75, care este încă pornit, 1.5 turbo, dublu ambreiaj, o mașină de asistență nemaipomenită. Apropo, aveți clip cu mașina chiar asta, filmat pe canal. Raptorul, noul Ranger Raptor și urmează noul F-150 Raptor. Nu știu dacă am voie să spun asta. Mă rog, nu contează. Urmează noul F-150 Raptor pe canal. 3.0 benzină, o mașină foarte rapidă, dacă ies o iei de sine stătătoare, 7.9 secunde până la 100, un sunet fenomenal, vorba aia, built for tough, cum zice de la Ford. XM-ul, pe care l-am prezentat de curând pe canal, dar în varianta Label Red, plug-in hybrid V8, un monstru pe viteze foarte mari, de la 200 încolo, încă mai trage. Cel mai puternic BMW făcut vreodată, primul BMW M de sine stătător de la E-Bun încoace, 2,7 tone la gol. Cam greuț, cam greuț. Avem Seresul 5, avem review pe canal cu Seres 5, mai mică, să spunem așa, mai ușoară, 585 de cai putere, este cea mai manevrabilă, cea mai ușoară și care a câștigat testul de frânare. Emanuel, ai ceva impresii la cald legate de ziua de astăzi? Peste 2000 de cai putere.
în teste. Series-ul 5 o cunoștință mai veche și, da, într-adevăr, s-a comportat foarte bine. Cum bine știi, cam toate mașinile pot accelera într-un fel sau altul, funcție de numărul de cai putere, funcție de newton-metru, da. Dar cel mai important este să poată frâna în siguranță, ceea ce Series-ul a și făcut-o, Series-ul 5. Și nu s-a descurcat nici rău pe reprize. Atunci când am făcut pe reprize, a bătut XM-ul la plecare și s-a ținut după iX foarte bine. Deci se vede cuplu, se vede cuplu. Și să nu uităm puțin flăcările din... Și să nu uităm că are un preț la jumătate față de iX și la o treime față de XM. 30, exact. Deci e și mai ieftină. Și iX-ul M60, prima dată când conduc M60, am mai condus iX-ul normal, cred că pe ăla de 40 de bază. M60, versiunea M Performance, 619 cai, 1100 Nm, se simte cuplu. Dacă pleacă la fel de bine precum, nu știu, toate celelalte, cuplul îl face să accelereze după aceea de la viteze medii spre ridicate. Și asta a făcut ca mașina, deși nu avea viteza maximă cea mai mare la borna de un kilometru și să-l ajungă XM-ul din urmă mai târziu, să câștige pe 400 de metri și pe un kilometru. Asta înseamnă cuplu, cu toate că mașina este grea. 2454 de kg la gol. Astea au fost mașinile. Mulțumim proprietarilor, mulțumim SUV Cars și SUV Cars Buzău, că presupun că de aici am luat-o. SUV Cars Buzău, da. SUV Cars Buzău pentru Seres. Noul partener. Dacă mai vreți să mai facem astfel de clipuri, scrieți în comentarii și apăsați butonul ăla de like până îl spargeți, da? Ca să vadă cei care ne-au primit aici că are rost să facem așa ceva. Vă mulțumesc, eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, mașini cu Luci Popa, am demonstrat și noi că se poate. Thank you.